Primarul general al capitalei, Nicu Șordan, a susținut duminică la un post de televiziune că războiul din Ucraina afectează lucrările de reabilitare la sistemul de termoficare al capitalei. Conform bugetul.ro, Nicu Șordan a explicat duminică la Prima TV că dacă până în 2015 s-au reabilitat aproximativ 100 de kilometri din rețeaua de termoficare a capitalei în 25 de ani, în mandatul Gabrielei Firea au fost mici creșteri, ajungându-se în 2020 la 20 de kilometri reabilitați anual, iar în anul 2021 au fost reabilitați tot 20 de kilometri din rețeaua de termoficare. Pentru 2022 ne-am asigurat toate condițiile să facem 50 de kilometri, așa cum eu am spus în campanie, în sensul că aveam licitațiile deja făcute, pe care nu le-am găsit făcute ca să le dăm drumul în 2021, licitațiile deja făcute pe 4 tronsoane cu privați ce știe să facă termoenergetica singură, mici lucrări de 50-100 de metri și contractele pe care le are termoenergetica cu alți privați, tot așa pe lucrări mici. Deci am fi avut obiectiv 10 km pe fiecare dintre aceste tronsoane. Din păcate ne-a lovit războiul din Ucraina și criza conductelor generală a tot ceea ce înseamnă metal. Spre exemplu, putem să începem cu un privat șantierul din Pantelimon. Puteam să începem, aveam totul semnat 1 martie și încă așteaptă să vină conducta din China cu vaporul. Deci 2022 am fi putut să mergem la 50 de kilometri, așa realist. Pentru că am pierdut toate lunile astea din cauza crizei de conducte, o să ne ducem pe la 30, a afirmat Nicu Șordan în emisiunea Insider Politic. Acesta subliniază că sunt contracte deja semnate în ceea ce privește reabilitările planificate pentru anii următori. Noi avem 63 de kilometri pe buget local, care sunt începuți dinainte și din care mai avem aceste tronsoane 4x10 kilometri pe care lucrările sunt atribuite. După aceea avem bani europeni și pentru asta licitația s-a desfășurat și acum pe fiecare tronson. Se fac evaluările și o să avem câștigători. Mai avem bani pentru încă 210 kilometri și după aceea avem și chiar am luat săptămâna asta aviz de la ANR pentru lucrări următoare. Deci în momentul în care toate turbulențele astea se vor termina, o să reușim să mergem la 50 de kilometri pe an, ceea ce înseamnă că o să reducem an de an pierderile, adaugă edilul, conform news.ro, citat de bugetul.ro.